Bună dimineața, bine v-am regăsit. Astăzi este joi, se apropie sfârșitul de săptămână, ceea ce ne bucură foarte mult că noi suntem liberi în weekend, așa, Andreas? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Da, când e weekend, este bucurie! Da, și începem de joi, așa, ne pregătim. Ai răcit, da. Simt bine. Lasă că trebuie să facem ceva să ne revenim, să ne revergorăm, cum a zis domnul dintr-un interviu la un bălci. Le revergorez, sigur că da. Exact. Haideți să o prezentăm și pe prima invitată de astăzi. Bună dimineața! Doamna Liliana Păun. Bună dimineața, Liliana. Este bioenergoterapeut și clar văzătoare. Clare. Ne va spune așa ceva astăzi de vedetele noastre, ce se va mai întâmpla cu ele, cele care apar prin ziare, bineînțeles, tot timpul. Ai văzut că sunt tot felul de cazuri acum mai noi, cum sunt Ziana Buruiană, care se pare că a fost sau nu la volan și când s-a făcut un accident cu mașina ei. Dispărută că era direct la toate posturile. Unde să fie dispărut? Răspunde la telefon, nu mai vrea să mai facă. Cum? Că seara era direct, nu mai știu pe unde. Așa e, nu e dispărută. Da. Dar putem, dacă de exemplu dispare Sânziana, putem să aflăm sau ne puteți ajuta în cazul Sânzianei să o căutăm, să o găsim, să... Reușim, dar nu cred că va dispărea. Buruiană are nu dispare. Nu dispare. Nu dispare. Nu. Vom face și revista presei și Liliana va comenta, dar până atunci haideți să trecem așa la un subiect foarte arzător. Pentru cei care cred în el, discutăm despre blesteme. Hai să vedem cum e cu blestemele astea. Că știi cu vorba aia, n-am blestemat și n-o să blestem, dar să se... aleagă și să se facă și să știi se... Știi cum e? Sunt adevărate blestemele astea? Da? Eu nu cred în blesteme, eu nu cred în astfel de vorbe aruncate până la urmă. Sunt niște vorbe care probabil încearcă să te jignească cineva prin a spune să... Nu putem să spun atât, zic că e prea dimineață. Nu, contează de unde vin blestemele. Că, de exemplu, dacă eu vă blestem pe dumneavoastră, care nu v-am făcut niciun favor, automat nu am nicio influență și blestemul nu are cum să se pună. Dar dacă blesteamă o ființă care a avut o atribuție asupra persoane respective, cum este mama, bunica, tata, fratele care i-a făcut ceva, atunci, într-adevăr, blestemul se poate pune. Am înțeles. Dar nu așa că blestemăm, un om trece pe stradă și noi îl blestemăm. Clar că nu are niciun fel de... Clar. Da. Clar. Dar dacă e mama a pătimit cu copilul, a crescut, i-a dat viață, l-a îngrijit de toate și îl blesteamă, bineînțeles și mama să aibă un motiv, nu să-l blesteme. Pentru care, da. Că-i bine. Deja cu copilul nu ascultă, îi face un... Dar nu e mai bine să nu blestemăm? Asta e cea mai bună soluție. Deci blestem oricum este un păcat și pentru cel care îl spune. Da. Deci este un păcat foarte mare. Nu, se spune că blestemul prinde atunci când la mijloc există nedreptatea. Da, când ești nevinovat, da. Cineva îți face un rău și tu îl blestemi, exact atunci se alege, știi? E vorba până la urmă de puterea cuvântului, știi? Puterea cuvântului, puterea gândului, da. Exact ce discutați despre puterea gândului. Dar tot acolo ajungem la concluzia că dacă te blesteamă cineva care a contribuit cu ceva, cum am dat exemplu, și dacă are gândul foarte puternic, deci cu câtă forță blesteamă, că dacă blesteamă așa firea sau mai știu ce zice, nu se prinde. Blestemul, în vorba românească, nu se prinde. Asta este... Dar există și pericole, da. De blestem. Deci atunci când tu ești vinovat și blestem pe cineva, se pune asupra ta. Da. Deci tot la tine vine. Da. Da, e o treabă, e ca un bumerang. L-ai aruncat, adică eu l-arunc și tot mie vine cap, nu? Am înțeles. Se spune că se va chinui și în viața asta și în cealaltă. Da. Care blestem. Eu nu o cred pe cealaltă viață, dar... Da. Eu cred că avem doar una singură, o singură viață. Tu ce zici? Sunteți de acord cu mine? Există și pe partea elaltă? Așa, viața de apoi, cum da, să viața nu? De apoi? Există raiul și iadul. Da, probabil că da. Și am întrebare acum. Cu cât faci mai rău, cu atât te duci unde... Cine a văzut acest rai, acest dacă iad? Nu știm, da, cine nu le-a văzut și cine a confirmat că le-a și văzut? Că există, cum să nu? Eu sunt un om foarte credincios. Eu sunt un om credincios, numai că sunt unele lucruri pe care nu le pot crede. Da? Toma necredinciosul. Nu chiar. Unde sau cine... A venit și a confirmat că există aceste
alte două lumi paralele, iadul și raiul. Doar așa că scrie într-o carte Biblia? Nu. Sau, mă rog, este exemplificat în Biblie? Deci dacă, într-adevăr, că argumente nu există, să spună cineva, domne, am fost pe un iad sau un rai. Până la urmă, ăla care a scris Biblia e tot pământean de-al nostru. Că un extra terestru nu ar fi avut cum. Da, există iadul și raiul în viața asta. Da, aici. Că există în viața dacă asta în viața și că asta există, noi, există și în viața de-a că avem o zi proastă și o numim că a fost ca iadul, e altceva. Și dar sunt, eu, după părerea mea, asta cu iadul, raiul, cealaltă lume, pentru mine sunt așa, SF, într-un cuvânt științifico-fantastic. Da. Ce zici, Liliana? Nu pot să vin cu... Deci nu am cum să vin cu argumente, pentru că nu am fost nici eu să fiu convinsă că există. Deci nu ați fost în... Nici și nici nu vreau să ajung. Am înțeles. Da. Dar o altă lume, că se spune că într-o altă viață ai fost maimuță. Asta... Cum poate fi dovedită? Nici asta nu cred că o putem dovedi. Păi atunci de ce o mai... mulți oameni care... mulți parapsihologi sau... Da. Paranormal sau nu știu cum să spun. sau anormal. Exact. Spun că există o altă viață sau că într-o altă viață ai fost, nu știu ce, cum se fac astfel de calcule? Am mai întrebat pe cineva, dar nu mi-a răspuns. Nu te poate da nimeni un răspuns concret și corect. Deci poți să spui corect doar ce știi, ce ai văzut, ce ai trăit, nu ce ai auzit. Deci corect. Asta e singura, eu pot să spun că am avut premoniții pentru că le-am avut, pot să spun că am avut vise cu mama mea care este moartă și într-adevăr mi-a cerut ceva în vis. Și s-a întâmplat printr-un miracol, a doua zi să îmi apară o persoană în față, să-mi ceară exact ce mama îmi ceruse. Același lucru. Deci a fost... Da, astea sunt într-adevăr, astea sunt întâmplătoare, sunt niște coincidențe. Coincidențe, da, dar foarte... Da, că până la urmă se spune că visăm ce gândim și ce trăim da, peste zi. Da, dar să apară persoane respective, deci niște întâmplări de genul ăsta... Da, adică... sunt un fel de... Eu așa le numesc, așa vreau să le numesc, coincidențe. Ce zodie sunteți? Berbec. Berbec. Tot berbec sunt și eu. Am înțeles. Deci noi așa suntem berbeci, până nu... Eu până nu văd că asta este neagră, nu pot nu să cred. Deci trebuie să o văd eu cu ochii mei, să mă asigur... Dar poate nu vezi bine, nu te-ai întrebat. Da. Și chestia asta... Tu știi că am probleme cu vederea. Poate dar, nu vezi bine. Ce e negru, tu-l vezi așa. Lucrurile astea le văd bine. Lucrurile astea le văd bine. Cred în niște lucruri divine. Cum să nu crezi când te duci la preot și zice, vai, ești blestemat, ai blestem. Nu cred. Trebuie să te faci niște nu dezlegări. Nu cred în astfel de povești. Și când vezi că nu-ți merge bine și nu știu ce, zici, nu gata, cred în astfel de povești invocate. Că ești blestemat și că îți merge prost, că nu știu ce ți-a făcut, nu știu te-ai cine. Te-ai că eu am simțit că până n-a venit emisiunea ta că o să fie așa o persoană mai dificilă. Uite, Berbe, eu sunt persoana dificilă din această emisiune. Haideți să vă spun ce zice Dexul despre blesteme, da? Conform Dexului, blestemul este invocarea urgiei divine împotriva cuiva, pusă pe seama furiei divine, cuvinte prin care se invocă abaterea unei nenorociri asupra cuiva. Pentru cei care cred în ele, blestemele sunt niște fraze performative, eficace. Prin acest lucru se înțelege că rostirea sau scrierea lor urmărește un anumit scop. Da, să te distrugă. Da, și exact ce a spus, dacă spune la furie, la nervi. Deci blestemul respectiv. Uite, dacă ne rezumăm doar la moliftele Sfântului Vasile cel Mare, ajungem să spunem că există blestem. Te blestem pe tine, începătorul răutăților și așa mai departe, la 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 la. Dar trebuie să ne gândim, mâine intrăm în postul Crăciunului. Da. Deci trebuie să ținem post, să ne dezlegăm de toate. Nu țin post pentru că n-am ținut niciodată și nici nu o să țin vreodată. Da, în Dumnezeu credeți. Cum de altfel? Cum? În Dumnezeu credeți. Dumnezeu,
cred în ceva divin care de multe ori ne ascultă gândurile, dar crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi automat și în diavol, pentru că există amândoi, necum să crezi mai într-unul din rău și binele. Da, rău și da, binele. Cred într-o situație divină bună și în cealaltă rea. Adică, gândesc că există, nu că există, că nu sunt existente. Că e forța binelui și forța răului. Exact, ziceți. Sunt două forțe, una a binelui și cealaltă a răului. Încerc să fiu un creștin de ăsta așa, cât mai cât mai creștin. Totuși, haide, pentru cei care cred în așa ceva, ce să facă să nu se prindă blestemele de ei? Nu să nu se prindă, în primul rând ar trebui să evite. Știu că era o treabă. Avem un prieten care tot timpul își zicea, zice, trebuie să-mi iau mai eu pe dos. Da, așa, am auzit. Aberații, niște... Asta e altceva, nu. Deci avea mai eu pe dos, să nu se prindă forțele, alte forțe. Am înțeles, am înțeles. Deci nu de blesteme. Deci nu e... Deci ați auzit ceva, dar nu e. Da, vrăjile, n-am vrut să pronunț cuvântul. Da. Astea sunt altă mâncare de pește cu garnitură de rude. Da, deci e altă poveste. Asta altă prostie. Da, uite că oamenii cred în așa ceva. Știi? Păi sunt. Că de aia mulți se duc la biserică să-i... Da, și de aia se și duc la regina, sau cum le zice la astea de etnie romă, de să văd... A, la vrăjitoare, da. Nu știu ce vrăjitoare de... Le ia la ăștia ca proștii să duc acolo de le face o ciorbă din trei gheare de pui și aruncă niște prafuri de cenușă sau mă știe ce și uite ce ți-am făcut, de mai aduci 25 de milioane mâine dimineață că nu se leagă braja. Așa a făcut și eu, o cunoștință de-a noastră a showbiz-ului românesc, Oana Zăvăranu, de i-a dat lui... Doamna aia, sau doamnele alea, haita aia de doamne, de le-a dus, dar a scos alea după nu știu ce băltoacă într-o pădure, a scos un cap de mor. Nu, era un om. Era de unul îmbrăcat cu o mască de asta, că a ieșit nu știu cine din... A zis că e necuratul, vine și te ia dacă nu le dai repede apartamentul. Scoate repede apa, că ăsta a venit să-ți ia apartamentul, fata mea. Pune mâna și scoate bănetul de la... Traista din păi da, există bancă. Totuși cazuri, uite, se spune când găsești, nu știu, broaște în casă, nu știu ce, și după care se întâmplă lucruri rele, deci clar, astea da, sunt niște vrăji, niște făcături, niște blesteme. Deci niște... asta nu înseamnă că acele femei au avut putere, pentru că sunt 10% deci care au mi s-a întâmplat puteri. Să găsesc în casa mea broaște. Deci există, de unde credeți-mă că există. Cine? Și părinții mei au găsit în fața casei o broscuță, dar deci cum au găsit-o? Bine, au găsit-o că, că a plouat și... Da, așa m-am gândit și eu. Sunt la curte. Cumva, da. Totuși. Nu, eu de acord. Pe care s-a întâmplat un lucru foarte rău. Ce? Nu pot să zic. Nu pot să zic. Da, există. Oricum. Probabil că există, nu contest lucrul ăsta, pentru înțelegi? Că aș fi ipocrit să spun că nu există atunci, astfel de... Dar eu nu prea le cred. Asta e pentru că, ideea. Acum atâtea ăștia există încât nu la mai credeți. Nu neapărat că există rar. Mulți scamatori de ăștia care da, se văd care ce se dau... nu sunt. Nu prea îmi vine să-i cred ce îndrugă. Da, asta spuneam, deci mai aveți cum de altfel nici cu horoscopul nu cred foarte mult în el, pentru că la fel am făcut o demonstrație într-o dimineață în care eu am citit un horoscop, iar să fie o altă variantă de horoscop. Și nu corespunde. Da. Nu corespunde, aveau nicio legătură. Nu toți berbecii suntem născuți, ca exemplu, în aceeași zi, în aceeași oră, în aceeași dată, în același an. Îmi place să-mi citesc horoscopul detaliat pentru data mea de naștere. Exact. Data, ora când v-ați născut, ora, exact, da. Anul nașterii. Alea foarte... sunt alte... Alea, da, alea sunt alte... reale. Dar nu toți scorpiani astea, au aceleași... Toate nebunile astea, da, sunt așa, niște scrisuri. Da, normal. Sau înscrisuri. Sunt deci, așa la mișto, cum îmi place mie să le spun. Hai să insist iar, pentru cei care cred în ele, ce să facem să nu se prindă de noi? Să alergăm. Blestemul. Da. Păi, ca să nu se prindă, în primul rând... Să nu credem în ele, sau cum? Sau să mergem mai des la biserică? Nu, în primul rând, după ce te blesteamă o persoană, dacă știi că te-a blestemat, cel mai corect este să te duci să te rogi la persoana respectivă să te ierte sau să faci gesturi atât de frumoase pentru persoana respectivă, încât singură să-și ceară iertare pentru tine. Da? Că, da. Că blestemul n-ai cum să-l singură păi să... Păi dacă nu știi că te-a blestemat...
Dacă nu știi, te duci la... să afli. Da, dacă nu te duci la preot și spui, părinte, pentru dezlegare de blesteme. Și părintele știe ce să facă, preotul. Aha. Nu-i de stat nici cu blestemele ăștia, nu e așa bine. Nu e de stat, nu? Nu. Știi că sunt și blestemele alea în dragoste. Știi? Alea sunt cele dragoste rănite. E celebra Mariei Tănase, cu cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea pedeapsă și așa mai departe, da? Vezi că există. Există clar blesteme, deci eu sunt convinsă că există. Și ai văzut că și doamna de ieri, de muzică populară, la fel ne cânta o piesă care zicea că... Da. Era tot cu blesteme o piesă de muzică populară asupra iubitului, adică, care a lăsat sau nu știu, sau dacă o lasă sau nu știu. Majoritatea pieselor de dragoste sunt cu blesteme. Da, 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 da. Și la ce ajută blestemele astea? Adică rezolvă vreo problemă a omului care blesteamă? Nu. Deci cu nimic nu-l ajută pe el. Oamenii care fac lucruri care blesteamă sunt... Cum sunt? Nu, am vrut să pun o întrebare. Sunt sau nu favorizați de către aceste blesteme? Nu, clar că nu. Nu ajută la nimic. Am spus că au și ei un păcat asupra lor. Deci și ei au păcatul ăsta că a blestemat pe cineva. Și-și duc. Știți că de multe ori zice, băi, am păcat, un singur păcat, mi-am blestemat nepotul sau mi-am blestemat. Deci și ei au un păcat că au făcut asemenea păcat. Să blesteme. E păcat? Bineînțeles. Asemenea, pentru că în Biblie, de acolo, cu Biblia scrie să nu, nici să nu gândești rău la cineva, da, să-i faci rău. Mai scrie în Biblie că cel care îți dă o palmă să-i întorci, așa ar fi corect, nu? Întorci obrazul, să-ți mai dea una. Eu nu sunt de acord. Dacă îmi dă o palmă, eu îi dau un pumn. Atunci, dacă tu te răzbuni, aici e o problemă, dacă tu te răzbuni, îți-a dat o palmă, tu o palmă, să nu mai ceri la Dumnezeu să te-ai răzbunat singura. Deci trebuie să lași răzbunarea divină să vină. Da, lași pe Dumnezeu. Deci asta e. Da, pentru că atunci... Ești până la Dumnezeu, știi cum e, te mănâncă sfinții. Nu e așa. Nu e așa. Da, este o vorbă din popor dacă care... Dacă tu singură îți faci dreptate, de ce să mai intervină Dumnezeu? Că aici multă lume nu înțelege. E foarte complicată situația și viața asta. Știi, mulți zic... A, a dat în mine, am dat și eu. Dar Dumnezeu nu-l vede. De ce să-l mai vadă Dumnezeu? A dat în tine, ai dat în el. Dacă ești într-adevăr om și aștepți judecata lui Dumnezeu, ți-a dat o palmă, i-ai mulțumit și ai plecat. Și atunci Dumnezeu îi va da 10 înapoi. Așa tu îi dai una singură. Și e mult mai dureroasă judecata lui Dumnezeu decât a ta. Deci mai aspru judecă Dumnezeu. Pe unii nu-i mai judecă nici în altul, pe lumea înaltă, ăla cu... Da, 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 da. Sau, știi că mai este apropo de judecat, de făcut de dres Dumnezeu. Știți că sunt câte unii care spun, ba, cu ce am greșit eu la Dumnezeu, de nu, zici, nu am bani, n-am aia. Sunt inconștienți că nu am greșit. Viața pe pământ o primim și venim dezbrăcați. Ca să ne putem îmbrăca, trebuie să facem ceva pentru hainele. Bineînțeles. Nu? Toți au impresia că ca să avem o viață frumoasă așa cum probabil ne dorim sau o viață mai drăguță, trebuie să încercăm să ne o construim așa. Bineînțeles. Pentru că dacă vrei să ai o viață roz, muncește pentru ea. Da. O să dă Dumnezeu așa, hai, ia un... Nu. Mergi și te rogi. Doamne, ajută-mă, Doamne, să-mi fie, nu știu ce, să câștigăm și Dumnezeu ne-a dat extraordinar de multe, dar noi uneori uităm. Ne-a dat mâini, Dumnezeu ne-a dat grai, ne-a dat picioare, ne-a dat minte. Ce ne mai trebuie? Să ne pună El în cap. Mână. Nu? Deci ne-a dat de toate Dumnezeu. Noi doar trebuie cap. să le punem la contribuție pe toate, bineînțeles. Da. Bine, de multe ori le pui degeaba. V-am zis, degeaba. Te lupți cu mările de vânt. Sau încerci să faci ceva și nu poți. E sau nu? Da. Nu există, nu pot. Există, nu vreau. Da. Deci nu există, nu pot. Mă rog, dacă zici tu, eu zic altfel. Eu sunt mai sceptică. Da. Tu ești așa, mai tot mai necredincios. Da, și eu sunt un pic. Și tu. Puțin vezi? În sensul ăsta. Și tu. Spune că eu, numai și eu. Brutus. Și tu, Brutus. Da. 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 Totuși, vis-a-vis de superstiții și blesteme. Se zice atunci când spargi o oglindă că ai 7 ani de necazuri.
Asta nu știu. Am auzit-o, da, dar asta da, am auzit și eu vă asta. Eu am spart la oglinzi. Am spart la oglinzi. Nu spun, da. Și n-am avut nicio nenorocire. Nu s-a mai întâmplat absolut nimic. N-am mai murit nimeni, nu a mai avut nimeni niciun 700. Sau așa că se zice pisica neagră sau câte superstiții nu sunt. Aberații. Da. Aberații. Deci asta nu. Astea sunt niște bombe scoase de niște oameni care nu au avut ce să facă. Mai știam că să nu calci, nu știu pe ce, că ai călcat pe ghinion și... Da, când eram mai mic... Copilării. Când eram mai mic, exact, erau niște canale care aveau 6 găuri și altele 4. Și mi-a zis unul din clasă într-o zi, mi s-a implementat și mie în creier. Nu călca pe ăla cu 4 că ți-au ce ghinion, calcă-le pe alea cu 6 găuri. Să vezi și alergam prin București și căutam canale cu 6 găuri ca să calc pe ele, să am noroc în fiecare zi. Nu știu asta cu canalul, da, să nu da, calci niște aberații, niște prostii. No, că a zis unul și eu m-au luat după ăla. Așa suntem noi români. Poate fi ghinion dacă știi că ești pe un canal care e puțin desfăcut și ai căzut în el. Asta da. Asta da. Atunci poate să fie. Sau ți-e un urolog. Posibil să iasă vreun... Am văzut aseară un material cu niște domni care sunt aruncați din casele de copii și evident ajung unde? În underground. Canale. Sub pământ. Și trăiesc în canale și copiii care fac copii prin vezi, canale. Ăla este iadul pe pământ. Ăla este iadul numit, pe iadul în viața. Nu pentru asta. Că este la subsol, ci pentru viața pe care o au. Exact. Da. Da. Din păcate, asta este România în care trăim. Da. Până la urmă, știi, eu zic că rămân la aceeași chestie. Dacă nu crezi în blesteme, da, nu se întâmplă. Sunt de acord cu tine, că tot timpul am spus să nu crezi ca să poți înlătura. Dar la blesteme... Indiferent că nu crezi, dacă mama ta de blestemat, e legea lui Dumnezeu, e legea Universului care lucrează. Deci automat te pedepsește Dumnezeu. De exemplu, unde e Dumnezeu în momentul în care eu sunt un om bun și vine asta din Câmpina sau de unde e ea și mă blesteamă. Dar am spus că nu. Deci am și specificat. Credeți că s-ar lega de mine? Nu, categoric nu, da? Da, spus. Că se leagă de mine, eu mă bat, bine, eu pot să mă bat cu el. Eu pot să mă bat cu blestemul dacă mă supără nu, sau nu, dacă da, e ceva. Știți cum am început? Că depinde cine blesteamă. Și eu am dat mult pe mamă. Deci mama e singura ființă care are un rol important. Ok, sau dacă eu nu am greșit cu nimic și vine mama și mă blesteamă. Păi am spus și lucrul ăsta. Că dacă ai făcut ceva, nu că te blesteamă ea că a luat o razna sau e nervoasă sau mai... Nu, deci trebuie să fie un motiv foarte bine întemeiat. Și dacă n-ar exista acest blestem, dacă tu faci o faptă foarte urâtă, faptă de un prieten, de o cunoștință, o rudă, și persoana respectivă te ajută foarte mult și tu nu ești recunoscător, automat ți se întâmplă ceva, nu că e blestem, este legea Universului. Da, se întâmplă ceva, o chestie. Da. Da, noi întoarce... considerăm blestem. Da. Așa blestem. L-am numit ca să fie mai ușor. Da. Blestem. Blestem. Păi așa se numește. De unde vine cuvântul blestem? Blestem. A, nu știu de unde vine, dar ce zice Dexto, ce înseamnă da. Ce cuvântul blestem. Da, v-am zis mai devreme. Dar farmecele astea, licorile astea care le prepară doamnele astea de fac... Ia uite ce avem aici, Harry Potter. Adică... Nu, există farmece, după cum am spus, există farmece, vreți sau cum vreți să le spuneți, dar nu cred că e foarte greu să găsești o persoană să facă, să știe să facă. Mai bine acum, să nu se găsească toată, da, mai bine. Sau mai bine să nu crezi în el. Nu mai țin minte sigur unde este. Știu că într-o țară, dacă, sau mă rog, pe vremuri, dacă erau prinse doamnele vrăjitoare... Erau arse pe rug. Da. Să așa fie să fie după o scurtă pauză de publicitate, să vedem dacă se mai ard prăjitoarele pe rug. Publicitate și revenim. Gata, am revenit în direct, o să facem și revista presei. Acum Liliana Păune va comenta așa despre vedete, ce se va întâmpla cu ele, ce mare crede ea din punctul ei de vedere, sigur. Ce se va întâmpla, mai ales cu cele care au probleme. Da? Revista da. Presei.
Da. Începem cu click-ul, da? Click, ești de acord click, sau nu? Click, click, click. Zici așa, pe prima pagină. Deci ce discutam noi zilele astea? Fii atent. Geo Costiniu omorât de jumătate de litru de vodcă pe zi. Vodka. Vezi când am spus că alcoolul vodka, vodka, nu este bun? Vodka, vodka, ia lublu tibia. Păi, ia. Era un cântec cândva. Hai să vedem, da. Paginile 4 am văzut și 5 în material cu regretatul actor, arăta jalnic, dezastruos. De... Păcat, Doamne, ce bărbat frumos a fost în tinerețe. Deci era comparat cu Alain Delon și aducea, chiar aducea cu el la fizionomie. Dar, vezi ce înseamnă vicile? Normal. Da. Viciile nu sunt... Ia să vedem unde e articol, da. Stăteam la un pahar cu Nea Geo și îmi povestea ce actor mare a fost, zice cineva. Ia să vedem. Rolurile sale au fost admirate de milioane de români, dar a murit sărac și uitat de lume. Doborât de griji, se refugiase în alcool, dar nu uita niciodată cine a fost și de unde vine. Actorul Geo Costiniu, de 63 de ani, a murit luni seară rost de boli într-un spital din capitală și va fi mormântat sâmbătă în cimitirul Străulești 2. Zeci de roluri în filme și în teatru și o imagine de bărbat frumos care dădea femeile pe spate. Puțini l-ar mai recunoaște în această descriere pe Geo Costiniu, cel din ultimii ani, așa cum povestesc despre vecinii și prietenii de pahar. În zona complexului Drumețul din cartierul Bucureștean, drumul Taberei, toată lumea îl știe pe Geo Costiniu. Cel din ultimii ani, cu barbă și căzut în patimea alcoolului, nu cel frumos și celebru de acum 10 ani. Bea mereu la noi, ba chiar și-a rupt și umărul pe treptele de la WC-ul de aici. Consuma cam 400-500 de vodcă și se ducea acasă, liniștit și parcă pe ascuns așa cum și venea. Ne povestește Ion Predescu, patronul unui restaurant, unul dintre locurile în care își făcea veacul Geo Costiniu. Nea Ionescu a băut cu el mult și des. Era retras, nu prea avea bani. Cerea sume mici, îi lua, îi dădea înapoi. Îi plăcea să stea la masă și să se cinstească și aduce aminte bătrânul de 83 de ani. Un alt loc în care făcea popas des este restaurantul fără nume de lângă blocul în care locuia, unde scaunul la care stătea e ținut acum gol. Ați auzit, da? Ce se întâmplă când consumi alcool zilnic. Deci, mare păcat să te distrugi așa. Nu, Monica Gabor nu și-a revenit nici acum după decesul mamei. Nu. Nu, încă mai vorbește cu poza mamei. Da, am auzit și eu că vorbește cu mama ei, așa spune Monica. La 4 luni de când a pierdut-o pe mama ei, a decedat într-un accident stupid. Am zis că da, foarte stupid a fost accidentul. Ceva, într-o salină, nu? Da. A căzut o bucată de... De piatră, de stâncă. De stâncă, da. În cap, da. Monica Gabor încă nu și-a găsit alinarea. Stă și vorbește în America, are un tablou cu poza mamei ei pe peretele, unul dintre pereții casei, probabil, și vorbește în fiecare zi cu poza mamei sale, probabil să-și aline durerea, să... Da, cam un an de zile. Cam un an de zile v-am mai vorbit cu ea? Da. De ce un an? Așa se întâmplă, cam așa se întâmplă în general, și eu tot la fel, un an de zile. Vorbeam prin casă cu mama. Credeam că mă aude, credeam că o văd. Este doar o senzație, o impresie, da. Datorită dragostei care i-a purtat-o. E greu să accepti că-ți moare mama. Și atunci ai senzația că ia cine Andreea, ce mai zice acolo? Zice că în timp ce sora sa, Ramona, își vede de viața ei în Dubai, reluându-și activitatea de model și renunțând la doliu, Monica Gabor își plânge în continuare mama. Încă de la întoarcerea sa în America. Modelul și-a pus pe perete tabloul Veronica Bulai, pe care l-a ținut în brațe la mormântarea acesteia. Nu de puține ori Monica vorbește cu chipul mamei sale. Dă de pomană în fiecare săptămână. Probabil și asta cu dată de pomană, altă, niște, nu știu dacă zic corect, tradiție, să dai de pomană, nu știu ce, mobilă, nu știu ce, haină, nu știu ce, credeți că... Păi mai ajută cu ceva mortului? Mortul care e mort, nu. De-a binelea, categorică, pe partea cealaltă, dar, îi va mai fi de folos. Ea face un bine dând de pomană,
face un bine omului care i-a dat clar că face la bine nu neapărat dacă ți-a murit cineva. Poți face bine. Bineînțeles, pur și bineînțeles. Dar da, am înțeles că e o regulă atunci când moare cineva, dacă nu ai dat aceste lucruri de pomană, ești văzut prost de către oamenii din jurul tău. Se spune că e obligație. Da, da. Și ce am văzut eu mai nou acum, prea se mai fac așa pomeni, da, cel puțin pe la București. Da. Oameni, ce fac când moare cineva? Fac niște pachetele, știi, cu niște da. Chestii și le dă la fiecare și aia e, știi? Nu da. Mai fac mare lucru. Da, 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 da. Hai să trecem la o altă știre. Iată, drama campioanei la atletism Mirela Lavric a vrut să se omoare sau să fugă de iubit. Drama amoroasă pe care o trăiește atleta Mirela Lavric bate orice telenovelă sud-americană. Tânăra a sărit luni noapte de la etajul 1 al unui bloc din Iași după o ceartă violentă cu iubitul ei și a fost la un pas să rămână paralizată pe viață. A încercat să se sinucidă din dragoste sau a sărit ca să scape de iubitul care o sechestrase. Atleta Mirela Lavric, de 22 de ani, l-a cunoscut în urmă cu 2 ani pe Ionuț Parfene, 23 de ani. Ambii sunt născuți în județul Vaslui și amândoi au mers la studii la Iași. Ea la educație fizică și sport, unde se pregătește de master, iar el la contabilitate în cadrul Facultății de Economie. A fost primul ei iubit, după cum spun apropiații. De-a lungul timpului au avut mai multe despărțiri cu scântei, dar s-au împăcat de fiecare dată. Luni seara, Mirela a plecat de la Vaslui spre Iași cu mașina personală, fără să anunțe pe nimeni, încercând să clarifice cu Ionuț viitorul relației. A ajuns la apartamentul tânărului și a intrat folosindu-se de rândul de chei pe care le avea. După puțin timp, a apărut și Ionuț alături de colegul de apartament și de alte două tinere. Lavric i-a reproșat iubitului că se vede cu altă fată și l-a amenințat că îi va informa părinții cu privire la toată tărășenia. Din acest punct, declarațiile celor doi nu mai seamănă. Surse din rândul anchetatorilor spun că Parfene ar fi declarat că Mirela Lavric s-ar fi aruncat de la balcon într-o criză de gelozie. Apropiații tinerei sportive cu care acesta a vorbit după incident susțin că Mirela a fost sechestrată, îmbrâncită și închisă cu forța într-o cameră a apartamentului. A ținut-o pe Mirela cu forța în acel apartament. Tot ce a declarat acest băiat la poliție, cum că Mirela nu ar suporta despărțirea și de asta s-a aruncat de la etaj, sunt numai minciuni. Ea a încercat să scape, sărind pe geam. Era un copac de desubt a cărui creangă s-a rupt și ea s-a lovit în cădere, a declarat Viorica Pintili, antrenoara Mirele, încă de la 13 ani, la care tânăra s-a refugiat după incident. Distanța până jos a fost de 3 metri și jumătate. Surse din anturajul Mirele spun că Ionuț Parfene ar fi lovit-o pe tânără. Nici fosta iubită, cea de dinaintea Mirelei, n-a avut viață bună cu Ionuț. O bătea des și era extrem de gelos, a spus Paul, un apropiat al celor doi. Anchetatorii au refuzat să dea un prim verdict, dar iau în calcul atât varianta unei tentative de sinucidere, cât și de pe cea de sechestrare de persoane. În cursul zilei de ieri, polițiștii ieșeni au venit la Vaslui pentru a audia pe atletă, deoarece acesta nu s-a putut deplasa în județul vecin ca să dea declarații. Tu ce spui, Liviana, de acest caz? Varianta antrenoarei este reală. Deci a sechestrat-o el și... Da, și ea a sărit singură. Da. Dar ea, de fapt, nu a vrut să se sinucidă. Deci a gândit că ar fi la etajul 1, era, nu? Da. Deci a gândit că sare și nu se întâmplă nimic. Da, probabil a vrut să scape. Da, exact. Eventual de situația în care da. Era. Și s-a întâmplat și o tragedie. Și s-a întâmplat să... Da. Asta este varianta. Oricum ea este nefericită cu el, era nefericită. Dar sunt niște copii atât de tineri și când auzi asemenea lucruri, deci nu vine să cred. Da, dacă te îndrăgostești și nu mai merge, viața ta oricum trebuie să meargă înainte, oricum. Bineînțeles, ar fi. Deci ultima... Nu trebuie să încerci să spui capăt zilelor sau chiar să o faci cu succes. Pentru că nu ajută la absolut nimic și nu e indicat. Bine, că atunci când te desparți de cineva înseamnă că nu te merită și există pe pământul ăsta. Eu tot timpul am spus că cine vrea să fie prieten cu mine sau cine vrea să mă iubească, o poate face, cine nu, planeta este rotundă și cum zicea, ea deține miliarde de... Nu mai merge, eu am zis și am completat eu, arată-i ușa, s-o închidă pe din afară. Corect, este foarte simplu. Nu, să te suferim o săptămână, două, trei, o lună, un an, trece. Ca o rană.
S-a, te-ai lovit, te doare, s-a vindecat, că rămân cicatrici, asta este altceva. Dar durerea trece la un moment dat. Bineînțeles, mai ales că e tânără. Ia uite, da, se vând maidanezi ilegal. Da. Tu ți-ai cumpărat un maidanez? Da, ia dă știrea, ia. Zice, am cumpărat doi maidanezi cu 60 trafic de lei. Trafic cu maidanez, cum vine asta? Trafic cu maidanez, doamne. Da. Am trecut de la traficul cu alcool, traficul cu droguri, traficul cu alte nebunii și venim. Românul este inventiv ca să... Dar cum să faci să... trafic cu maidanez? Ia citește articolul. Zice, firma care se ocupă cuprinderea maidanezilor din Dorohoi, județul Botșeni, a instituit aproape 24 de lei fără TVA pentru adopția câinilor de la paddock, deși acest lucru este ilegal. Zice, situația a fost reclamată de Ștefan Ignat, un dorohoian care zile trecute a adoptat două patrupede de la adăpostul pentru doi câini. Am plătit aproape 50 de lei, la care se adaugă și TVA, adică în total 60 de lei. Pot spune acum cu mâna pe inimă că nu am adoptat maidanezii, ci degrabă i-am cumpărat. Păi da, dacă dai bani pe ei, e clar că nu mai putem numi adopție, ci plată. Am cumpărat câini. Am înțeles că atunci când te duci să adopți de fapt un câine, plătești de fapt 100 de lei. Noi. Adopție, că ți-l dă, sau 100 jumate, 150, da. Nu știu, dacă, deci că ți-l dă vaccinat, cipat, cu pașaport. Da, deci îl cumpără. Înțelegi, da, până la urmă. Dacă vrem să vindem maidanezii, hai ce? Să scriem acolo, avem de vânzare. Vă dau eu de vânzare cât vreți, să mă duc singură și atunci, dacă vreți, vin vă și eu. Exagerat da. de mulți câini. Exact, sunt mulți peste tot și nu se face nimic în această privință. Avem o altă știre care mie îmi place foarte mult, ceea ce vorbeam puțin mai devreme, că s-a demonstrat științific, dragostea ne prostește. De-aia suntem unii atât de proști zilnic, că suntem veșnic îndrăgostiți. Da. Așa, când ne îndrăgostim, ne prostim, arată un studiu realizat de cercetătorii, da, de la o universitate din Olanda și din SUA. Studiul a cuprins 43 de participanți care erau implicați într-o relație amoroasă de mai puțin de o jumătate de ani. Ei au fost rugați să îndeplinească anumite sarcini care le plac și să distingă între informațiile relevante și cele irelevante. Deci, e adevărat asta, că nu mai vezi bine atunci când ești îndrăgostit. Deci dragostea prostește. Da, e adevărat că ai probleme, da, ai probleme de cuplu, da, probleme în dragoste și vine cineva, m-am un prieten apropiat și spune, nu e de tine omul ăsta. Și tu spui, nu e adevărat, este iubirea vieții mele, adică vezi doar așa. Când realizezi... Da, mă, dar nu e normal, acum știi să spun altul că nu e cineva bun pentru tine, când tu știi că de fapt ție bun, nu? Da, dar uite, vezi, cu el, nu? Mai e o treabă, că realitatea o văd oamenii din afara cuplului, știi? Și când vine unul, vine al doilea, vine al treilea, vin patru, da, cinci... Da, când îți spun mai mulți, atunci probabil atunci că așa e, da. Atunci să faci era cumva. Făcut că în momentul când iubești, numai că... Cum e chestia? Când iubești, nu mai prea judeci. Da, dragostea ne prostește, s-a demonstrat științific. Deci asta este ideea, că în momentul când iubești, devii prost. Din mai, da, multe motive. Uite, ce s-a întâmplat. Participanții au ascultat piese muzicale care trezeau sentimente și au fost rugați să se gândească la un eveniment romantic pentru a le intensifica stările. Astfel, cu cât erau mai îndrăgostiți, cu atât participanții au fost mai puțin capabili să se concentreze și să îndeplinească sarcini care cer atenție. Asta deci erau capul nori, pluteau, clar, așa. Nu mai judeci. Și atunci, nu mai iubi? Nimic decât iubirea. Cum adică? Cam așa se întâmplă. Păi vezi, de-aia se combina mult din interes. Ca să nu se prostească. Da. Exact. Da. E și asta o treabă. E o soluție. Interesul poartă fesum. Eu nu sunt de acord. Ia uite ce zice. Dacă că dragostea nu e, nimic nu e. Eu asta după știu. După 30 de ani de trăit în Danemarca, Adrian Romcescu a decis să revină în România de dragul părinților săi. 30 de ani nu și-a mai iubit părinții?
sau nu, nu. Ea mai îndrăgit? Cred că sunt de în vârstă, prea în vârstă și nu vrea să-i mai lase singură aici. Ei nevrând să vină acolo și așa mai departe. Am înțeles. Cruduța și iubitul s-au asortat la mașini. Vedeta TV și fotbalistul și-au schimbat recent bolizii. Amândoi au trecut la niște mărci, mașina, o marcă, da, aceeași marcă și albă mașina, da. Da. Nu s-au încheiat contracte pentru dezăpezire, deci clar, iar vom rămâne blocați. Înțelegi? Iar ne va lua prin surprindere, știi? Că asta e cea mai tare știre care poți să auzi în fiecare iarnă, știi? Înainte să vină zăpada, zic, firmele de dezăpezire sunt pregătite, oamenii, angajații sunt tot timpul în alertă, nu știu ce. După aceea când vine viscolul, zice, ne-au luat pe nepregătite. Da, nu ne așteptau la așa ceva. Dar asta e tare, știi? Am una și mai tare. Liviu Vârciu și-a pierdut roata norocului. Da. Da. A, emisiunea zice lui. Că, da, de luna viitoare Liviu Vârciu va rămâne fără emisiune, fără emisiunea Roata Norocului de la Canal D. Aceasta va fi scoasă din grila de programe a postului. Cum a filmat în avans mai multe ediții, acum stă, se distrează, se, așa. Probabil că s-a terminat contractul. Da, eu cred că a găsit un alt contract mai avantajos. Asta e. Bravo lui. Bravo lui. Da. Pentru el? Da. Romii din Hunedoara au înconjurat orașul cu palate impunătoare, dar oribile. Sunt pestrițe, sunt semețe, cine-i mai tare în turnulețe? Turiștii străini se opresc să facă poze cu aceste căsfoaie ale lor. De fapt, peste tot vedem turnulețe. Da. Ale... da, sunt un punct de atracție. Păi chiar că nu vezi nicăieri în lumea așa ceva, știi? Ia uite ce zice despre Sânziana. Zice că accidentul este cu iz de dosar penal. Vine seara, mașina Sânziana Burian a fost implicată în un accident în București. Polițiștii nu au stabilit deocamdată cine a fost la volanul autoturismului, cu toate că varianta oficială a Sânzianei a fost că tatăl iubitului ei conducea mașina. Însă, potrivit unor martori, atât blondina cât și tatăl iubitului ei mint pentru a-l proteja pe cel care a produs, de fapt, accidentul. Da? Da. Eu zic că colegii noștri de la Libertatea știu ce spun. Orice e posibil. Am și eu câțiva prieteni care la fel au făcut odată o treabă de genul ăsta și au rugat pe cineva să-i ajute. Mi-a zis că nu i-a ajutat nimeni. S-au descurcat. Nu are cine să te ajute în astfel de situații, pentru că e o infracțiune și pentru tine și pentru cel care exact o face. Tu ce zici? A fost sau n-a fost ea la volan? N-a fost, da, ce crezi? Deci nu tatăl lui, cum zic. Nu, eu cred că ea a fost la volan. Eu nu știu de ce am o impresie că Sânziana, în timp ce la un semafor își mai dădea cu un ruj și pe drum mai răspundea la un SMS. Da, dar i-a spus că are dovezi, că în timpul ăla era la o filmare. Are dovezi. Și era costumată nu știu cum, deci nu putea să apară așa. Atunci, dacă era la o filmare... Deci, ar fi putut fi și tatăl iubitului ei, era normal să-l salveze. Da, nu e normal să salvezi pe cineva de la o infracțiune. Nu contează. Nu contează. Da? Ia uite ce spune elevul lui Ismail, a anchetat pentru tâlhărie. Ups! Ups, eroare. Unul dintre cei mai talentați concurenți de la Vocea României are belele mari cu poliția. George Cristian Secioreanu, care face parte din echipa lui Ismail, este suspect principal în două dosare penale pentru tâlhărie. Zice că, conform unor surse juridice, tânărul de 22 de ani este acuzat de polițiști că la un moment dat, la ieșirea dintr-un club din capitală, i-ar fi smuls unui alt băiat telefonul din mână și ar fi fugit. Așa nebun ești, mă? Aceasta nu este singura speranță în care figurează numele lui Secioreanu. Cum singura speranță? Pe, așa scrie în ziar. Da, da, am înțeles. Speranță de... Da, pentru că oamenii legii îl vizează și în al doilea dosar, tot de furt, doamnelor și domnilor. Adică
fură, fuge, e otoman, ca să zic așa, de meserie. Mai există un băiat care a participat la Vocea României și a și câștigat și s-a auzit după aceea de că și el mai furase în trecut. Ne ia să vă întreb eu acum dacă cu asemenea în România lucruri. Dacă în România există cineva care deci, să nu fi făcut o infracțiune oricât de mică. O pepinieră de astfel de talente. Nu o să recunoască nimeni. Dat cu jula, cum se zice. Da, da, da. Da. Zice că cele două anchete, dar și alte întâmplări care nu au ridicat semne de întrebare, i-au determinat pe amicii acestuia să creadă despre el că este cleptoman. Trecutul tumultos nu pare să să-l deranjeze însă pe Smiley. Eu, da. Până la urmă, ce treabă are ce a făcut omul când a făcut cu ce face acum? Dar știi că asta cu cleptomania e o boală gravă asta. Oamenii nu o înțeleg. Dar știu pe cineva din showbiz, nu o să-i spun numele în dimineața asta, cineva foarte cunoscut și așa, este sora unei alte doamne la fel de cunoscute ca și ea, care la fel, dacă vine la tine în vizită, dacă nu-ți fură ceva, nu Asta e cleptomanie. Asta e cleptomanie, da. Cleptomanie. Deci dacă nu vine să fure, nu furne din necesitate, vine în vizită la tine și pleacă cu hârtie igienică de la baie sau pleacă cu ceva. Pleacă femeia că așa simte, trebuie să fure, că altfel înnebunește, tremură. Știi, o singură dată mi-a dispărut și mie ceva din casă. Mie și de multe ori. Atunci nu mai las nimic care ar putea să atragă așa obiecte mai mici la vedere. Indiferent. Da, obiecte mici și de dar valoare. M-am simțit atât de prost că am fost furată și nu știu sigur de ce. Adică m-am gândit, mai chiar așa am de afaceri cu oameni în care sunt hoți. Da, știi? Din păcate, exact, da, nu știi cu cine vorbești și cu cine te întâlnești, chiar dacă te cunoști de o săptămână, de o lună, de un an, de 100 de ani. Da, există și acești cleptomani. Sunt care, oameni care au această boală psihică. Știi că sunt câteva vedete de la Hollywood care au fost prinse la furat. Da, Natalia Mateuț este una cleptomani. Dintre ele. Natalia Mateuț nu e cleptomană, e furată din cum necesitate. Zice, atenționară, ca să înțeleg așa. Și ce înseamnă atenționare? Adică ea stă afară și atrage atenția dacă vine miliția. Bine, acum nu știm noi cât a fost sau nu implicat în acel caz. Păi cu dar prietenul ei sigur era. Păi și ea și prietenul ei au fost prinși pe străzile din Amsterdam în timp ce făceau acest lucru într-un magazin. Au fost prinși, tăvăliți pe jos de către poliție. Dar ea poate nu știa. Credea că el este un băiat foarte bogat. Nici eu nu știu că nici eu nu știu că trebuie să vin în fiecare dimineață la. Ce vai, ce a dat că nu știu mine cât este de bogat cu 1.000 de euro, alea și încolo. Da. El era bogat pe spinarea altora. Nu? Zice că iau Stonciu nu se mai dezbracă doar pe câțiva lei. Da, nu mai vrea femeia să se dezbrace pe 20 de lei, ca să zic așa. Vrea bine, 50 de lei. Bine, să-i dăm 30. Să-i dăm 30 dacă tot. Hai, îi dăm 30. Și dacă nu-i convine și nu își primește banii care și dorește, să rămână acasă, domnule, că nu s-a supără nimeni dacă nu apare exact la televizor. Nu e o problemă. Totuși, poate să pozeze, că arată bine la corp. Cu fața asta, măi. Fața e în renovare, fața e cu în lucrare, dar nu e nicio problemă. Da, am terminat revista după presei. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în direct. Gata, am revenit în direct. Am revenit. Alături de Andreas, da. Îi mulțumim Lilianei Păun, care a fost alături de noi de la ora 8 și a mai comentat cu ea, deși astăzi nu știu ce are toată lumea. Bine, tu ești răcit. Eu sunt foarte răcit, sunt foarte bolnav în dimineața asta. De aseară m-a luat un invitat de-al nostru care trebuia să ne onoreze astăzi, la fel mi-a dat un telefon aseară și mi-a spus: îmi pare rău, dar am temperatură, nu pot să vin la televizor în dimineața asta.
Am zis ok, bine, mulțumim foarte mult. Bine că pe tine te-a anunțat, cel puțin. Da. Pe mine celălalt invitat nu m-a anunțat. Nu te-a anunțat, da. Nici sunt, nu înțelegi. Da, oameni că... care nu sunt profesioniști din punctul ăsta de vedere, pentru că atunci când ești și accepți o invitație într-o emisiune, indiferent că este... că este dimineață sau este după amiază sau când este, trebuie să onorezi cu prezența, ca să zic așa, atunci când ai acceptat un, o provocare de genul ăsta. Pentru că și eu, când, pe vremea când cântam, s-a întâmplat să am 40 temperatură și să cânt la minus 7-8 grade cât era afară. Și mi-era foarte rău, adică aveam halucinații. Avem un telefon în direct. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, după voce e Fabio. După voce este Fabio. După Fabio e tot Fabio. Neața, Fabio. Bună dimineața, Fabio! Sofie, te vreau să-i spun lui domnul Andreas că în legătură cu cazul Sânzianei, așa, povestea asta altfel. Știi? Tu? Mai multe amănunte? La televizor este altceva și realitatea este altceva. Adică ce s-a... Mașina a fost condusă de iubitul ei, cum dar a spus ca să nu la pușcărie nenorocitul ăla, l-a băgat pe taxul la înaintare. Să nu jignim. Păi nu, dar mi deranjează fotomodelul meu preferat. Asta e puțin, dar tu de unde știi lucrurile astea? Sofie, se vede cu ochiul liber. Sofie, gândește-te că Sânziana era la iComedy, filma și n-avea cum să facă accidentul. Da, știi că iComedy nu este o emisiune în direct. Caz, gândește-te că este foarte revoltată, nu știe să vorbească, e făcută, ea era aranjată, cei că vine de la discotecă. Deci trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Nu hai să lovim în ea că ea Sânziana Buriană. Și acei oameni care sunt martori se vedeau cu față că sunt la vrăjeală. Știi care e problema, Fabio? Că, în general, dacă nu... oricine e fi, că ești Sânziana Buruiană, că ești Sofie Matei, că ești Fabio, că ești oricine e fi sau Vasile care stă la colțul blocului, trebuie să plătească pentru faptele lui. Stai liniștit că poliția acum a luat măsură și să vezi că o să fie așa cum am spus eu. Pentru să sperăm că așa este și că Sânziana nu este vinovată și nu a fost implicată în acest accident. Cine? Sânziana. Da, n-a fost. Și hai să vezi că am dreptate. Am înțeles. Și să sperăm că ai dreptate. La ora aia ăsta, prietenul ei a făcut mașina. Pentru că tatăl ei n-avea ce să caute noaptea cu mașina lui Sânziana. Da, dar am înțeles că, Sânziana ar fi declarat că tatăl iubitului ei ar fi fost la volanul mașinii ei. Păi da, dar aici poate că e ceva la mână, că na, ea ținând la el foarte mult, ai că să fii și în vârstă, ce a zis, lasă de ce să stai tu tată 20 de ani în pușcărie când pot să stau eu. Da. Poate e un aranjament între ei. Vom vedea asta pe parcurs. Da. Probabil că se va rezolva și această problemă. Că ne certăm și facem circ. Da. Da, domnul Andreas, te rog frumos. Da, domnul Fabio, sigur că da. Am să ascult de sfaturile dumneavoastră. Fabio, mulțumim de telefon. Acolo, în TV. mulțumim telefon, foarte Fabio. Mult pentru superbă. Intervenția da. Ta, mulțumim la fel. O zi bună, te pupăm și pa, pa. Da, te pupăm. Lângă noi în acest moment se află domnul cu geanta cu stensile, Bibi, omul bun la toate. Bună dimineața, bine ai revenit. Bună dimineața. Vă mulțumesc că m-ați reinvitat. Păi am zis că vin ne mereu face și ne o reală plăcere. Haideți să mai anunțăm o dată telespectatorii că Bibi ne va face în fiecare săptămână câte o chestie așa, iar noi le vom da cadou de Crăciun celor care vor suna în direct aceste chestii făcute de el. Da? Vom face oamenii până fericiți. Acum avem o măsuță. Avem o măsuță foarte interesantă cu vază încorporată. Da. Și azi ce ne vei face? Astăzi aș vrea să fie o surpriză, adică totuși să nu prezint. Am înțeles. Să se vadă pe parcurs deci în ce stare. Este surprise. O surpriză.
M-am gândit din nou la un, la încă un proiect de circa 20 de minute, care poate fi făcut de oricine, din materiale reciclate. Eu încerc zi de zi să găsesc o soluție prin care să folosim materiale reciclate. Și nu știu, aș dori să fiu un exemplu pentru toată lumea, în special pentru copii, să folosească lucrurile pe care alții le aruncă. Și na, eu fiind un exemplu, o să și arăt ce poți face din cam nimic, poți transforma în ceva. Adică, ceva foarte frumos. Da. Da. Deci, pentru toți părinții și pentru toți copiii, fiți cu ochii pe Bibi, pentru că vă va învăța să faceți din lucruri care dumneavoastră le considerați nefolositoare, vă va învăța să faceți ceva folositor și frumos. Da, desigur. O să vă arăt cam ce trebuie pentru proiectul de astăzi, cam ce ați putea folosi. Este o, pur și simplu o bucată de lemn, o scândură oarecare, da, care, de exemplu, a rămas de când am construit masa, a rămas un rest de lemn. Un pic de vopsea, care tot așa poate fi folosită la mai multe proiecte, adică dacă stați să faceți în fiecare weekend, nu știu, să vă vine voie de, puteți folosi foarte puține lucruri. Apoi avem... Ce mai avem o secundă. Am pregătit niște șuruburi, adică ce se găsește prin casă. Pur și simplu o șurubelniță, o sticlă. O sticlă. O sticlă foarte interesantă. Da, da, este o sticlă mai specială. A fost o sticlă de bere. Da, cândva, da, a fost cândva o sticlă de bere. Dar de unde le găsești? Tot așa, le cauți? Eu încerc să strâng cam tot ce aruncă lumea, după cum am spus. De exemplu, sticle vechi de la baruri, cam printre cele mai frumoase sticle, nu se reciclează, nu se predau înapoi sau așa. Asta e uimitor. Și eu încerc să le strâng. Îi rog pe barman să-mi păseze sticlele care... Având în vedere că tu ești și barman. Da, sunt și barman. Da. În niște locuri din, da, București. Unul este în centru vechi, unul este prin centru, da, pe la piața. Arunci sticle sus, faci nebunii de genul cât ăsta. Cât de cât. Da? Și flăcări, chestii. Flăcări. Cât un pic din fiecare. Cât faci un fel de cocktail. La aproape toate, da. Deci, da, mâine seara, da, te vizităm. Mâine seara te vizităm. E weekend. Și ce te pregătești să mâine seara? Ține-te acum să știm. Păi o să aveți parte de un spectacol, cu siguranță. Așa, adică, numai spectacol. Fac parte dintr-o echipă de oameni destul de mișto, cum ar veni să spun, nu știu. Da, am înțeles. Tu poți să te apuci de treabă și între timp mai povestești câte ceva de la mine microfonul, sigur, până una alta. Și mai zine de tine. Te-ai gândit să faci o expoziție cu vânzare sau fără, cu toate chestiile astea care le faci tu? Deocamdată fiind, nu știu, eu nu aș vrea neapărat să scot bani. Adică de aceea sunt barman, ca să am o siguranță, să am un venit. Deci tu o faci din pasiune, da? Da, o fac din pasiune, din mic copil. Atunci te-ai gândit să faci ceva, să, nu știu, să tot așa să le dai cadouri, să faci un, da, eu mi-aș dori să ajung să, ca lumea să-mi dea cam tot ce are pe acasă și nu are nevoie, să construiesc lucruri și apoi să le donez, să le fac pentru casele de copii, grădinițe, un fel de băncuțe, scăunele, mese, cuburi de joacă, pernuțe, absolut tot eu asta aș vrea. Pentru casele de copii. Da. Foarte frumos. Adică eu pot să lucrez și cu material textil, și cu metal, și cu lemn, cu absolut orice. La un moment dat am făcut genți, adică nu am nicio problemă să cos ca și bărbat. Poate, da, nu par că sunt un tip cu tatuaje, dar le fac pe toate. Păi da, de-aia ți se spune omul bun la toate, da? Da. La aproape. La aproape, la aproape. Da. Da. Bine, Bibi, apucă-te de treabă. În timpul ăsta, eu zic să ne spui cum stăm cu astrele astăzi, Andreas, da? Da? Știi, cine crede în astre, acolo, să ne asculte cu, toții, cu atenție. Tuturor ne place să credem în astre, da? Da. Să vedem ce... Ia, horoscop. Horoscop. Începem cu prima zodie a horoscopului, a mea, Berbec. Ai impresia că ziua de ieri a fost chiar una calmă, când vezi că astăzi aproape toți te supără sau te enervează. Încearcă să controlezi situația. Da, seara eram exagerat de supărat când am primit niște telefoane și mi s-a spus că sunt bolnav, nu pot să mai fi la emisiune. Iar, da, m-am bucurat că era fost o zi minunată din toate punctele de vedere, iar seara s-a încheiat cu
un anunț nefast pe care nu mi l-aș fi dorit niciodată să-l ascult. Mergem mai departe. Taur, cu greutate mai poți hrăni gândurile care te mențineau într-o dispoziție mai binevoitoare și te ajută să treci cu vederea defectele celorlalți. Gemeni, ziua poate fi încărcată de tot felul de dezamăgiri, asta și dacă vei face greșeala să aștept să te depășească ceilalți, să se depășească ceilalți pe ei înșiși ca să te ajute. Mergem mai departe cu RAC. Resimți mai acut provocările acestei zile din cauza că sunt mai accentuate, ci nu din cauza că sunt mai accentuate, ci pentru că te vizează în mod direct și sunt mai greu de controlat. Mergem mai departe cu Leu. Amintirile pe care le retrăiești azi nu au un rol atât de benefic. Dorința de a te elibera de poverile din trecut se poate realiza cu mult calm. Amintirile mă chinuiesc. Amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Da, da. Vezi că pot să cânt și când sunt bolnav? But. Glumesc. Știi că avem o fană numărul 1 care în fiecare dimineață se uită la noi, este vorba despre doamna Gabi, este vecina mea care ieri m-a sunat, este și administratora blocului și ieri m-a sunat să-mi spună că îi place foarte mult emisiunea și că ieri dimineața ar fi dorit să ne sune și dânsa, numai că n-a avut curajul să ne sune și mi-a spus că în realitate sunt mult mai drăguți pentru că la televizor sunt mai oficial, așa, sunt mai față de cum mă cunoaște dânsa. Mai transmite ceva, niște pupici, niște alea, să te pui bine cu ea, în caz că întârzi cu întreținerea, cum știi tu. Da, da. Vă sărut, doamna Gabi, să știți că nu o să rămân restant niciodată la întreținere. De cât puțin așa? Se puțin, mai da, puțin, puțin, puțin. Și dacă rămân restant, dacă puteți să mă ajutați și pe mine cu o ștergere, cu o radieră, ceva acolo, asumei sau să o micșorăm, nu e nicio problemă. Până doamna Gabi se gândește dacă îmi va șterge cu radiera întreținerea sau nu, mergem mai departe cu Fecioară. Graba strică tot azi. De la idei și dialoguri la evaluarea primejdiilor, risc să te amesteci în situații periculoase dacă nu îți ții sub control nerăbdarea. Cu răbdarea treci marea, era o vorbă cândva. Nici eu nu prea am răbdare. Sunt așa... În general nu am răbdare, da. Neliniștit, e, da, nerăbdător. Da, nerăbdător, exact. Da. Tot timpul am dacă merg undeva să mă întâlnesc, deși de multe ori întârzi, de foarte multe ori, nu ajung niciodată la timp unde trebuie, dacă mă pui să aștept pe cineva, nu am răbdare. Îmi pierd răbdarea. Da. Da. Mergem mai departe cu balanță. Gândul cel bun și inspirația sunt prezente și le poți accesa, dar numai cu condiția să ții sub control dorința de a face reproșuri celorlalți. Mergem mai departe cu Scorpion. Este o zi dificilă chiar și pentru tine, care nu te sperii de stările proaste ale celor din jur. Indiferent că te afli acasă sau la serviciu, controlează-te. Deci în dimineața asta zodiile sunt așa spre a te controla, spre a avea răbdare, spre liniște, nu? Că se apropie weekendul și vine weekendul, doamnelor și domnilor, și da, trebuie să ne adunăm forțele pe care le-am consumat aproape toate în cursul săptămânii la job. Trebuie să le adunăm pentru weekend, că vine weekendul, trebuie să cântăm, să dansăm, să ne distrăm. Mergem mai departe cu Săgetător. Poți avea senzația deosebit de puternică a unei pierderi provocate de stricarea unei relații cu cineva drag. Poți întoarce situația în favoarea ta. Așa e, Bibi? Domnule Bibi? Deci, sincer, ce te așteaptă? Așa e, da? Sincer, da, chiar m-a uimit. Asta au fost niște ciondăneli, adică n-am certat, da. Deci, vezi că te-ai certat cu iubita ta? Da. Cum se numește iubita ta?
Nu vreau să zic. Draga iubită al a domnului Bibi, da, te rog frumos să te comporți frumos cu el, că ai de discutat cu mine. Să nu-l super când vine la emisiune, să nu vină supărat. Te rog frumos. Da. Ce faci tu acolo? Păi, de exemplu, mă folosesc de o bucată de piele, care, da, pur și simplu se vede. Eu am lăsat-o fix așa, adică mie îmi place să folosesc lucrurile așa cum sunt. Adică chiar nu mai trebuie dat o patină sau o chestie de învechire. Și am o bucată de piele, niște șuruburi și vreau să pară niște ținte, cum ar veni așa, o chestie mai old school, mai veche. Am găsit până și o bucățică de o tăbliță, care o să o pun ca și design. Na, omul e obișnuit să vadă o etichetă, o chestie și atunci dă foarte bine o tăbliță așa, precum. Da, 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 știi că dacă nu există etichetă, oamenii nu își cumpără o haină sau da, un produs. Pentru că oamenii nu cumpără produsul, cumpără brandul. Da. Ne îmbrăcăm de la firma cutare. Păi de ce cumpăra de acolo? Și de multe ori hainele sunt proaste de la o anumită firmă. Da, un om mi-a spus, un domn care am învățat foarte multe de la el, și dânsul făcea genți și a spus că el nu conta ce vindea, lumea cumpăra punga. Adică pe timpul ăla, când, na, la, acum vreo 15 ani în România, nu prea erau firme așa de, na. Și el spunea că putea să vândă și pietre, până și pietre, că lumea cumpăra doar pentru, na, intra un magazin să cumpere mai mult punga decât produsul, da, în sine. Da, da, da. Da, pe aia se întâmplă. Așa mi-a dat cel mai bun exemplu cât contează imaginea și detaliile. Zim, tu decorezi, tu decorezi și locurile pe unde lucrezi, cluburile, baruri? Da, fac, da, cu ce asta mă ocup. Eu lucrez ca barman într-un club și în celălalt club în care lucrez, lucrez ca, fac întreținere. Dar mai mult fac și pentru spectacol și pentru, de exemplu, fac cuburi, na, ultima oară, printre ultime chestii care le-am făcut au fost cuburi pe care se dansează, luminile care se schimbă din telecomandă și multe altele. Adică știu, când vine vorba de club, știu de la primul cui până la ultimul client. Adică primul cui până la ultimul client. Da. Da. Ei cunoaște pe toți. Normal. Da, n-ai cum să nu. Da. Când a fost prima dată, eu m-am angajat, primul job serios a fost în bar. Și când am fost dat afară, că am fost dat afară. De ai fost dat afară? Ai făcut, da, prea multe lucruri. Eu nu mă așteptam. Mi s-a spus că știu prea multe și că nu mai au siguranță în mine. Știam prea multe, pur și simplu. Adică știam tot despre ce mișcă. Club, tot, despre, da. Adică, și am transformat o cafenea într-un tot bar lunch. Toate manevrele care se fac tot acolo. Tot ce se știa. Eu veneam și spuneam și ea nu avea încredere că eu îi zic de bine. Adică vezi că face ăla nu știu ce. Ea se aștepta să vină managerul, dar ea nu se gândea că eu pot fi managerul. Da, și atunci a ales pur și simplu să mă se vezi lipsească. Vezi că nu e bine nici să știi, da, prea multe? Da, da, când știi prea multe, mai bine faci pe prostul, știi? Da, da. Într-un fel trebuie să învăț și asta, să fiu mai reținut și, da, de obicei sunt, nu tac atunci când vine vorba de... Cum se zice, mergi pe burtă. Iubesc munca și... pe burtă cât, da, e apa mică. Exact. Deci, da, de acum știi. Da, trebuie să învăț. Sunt puști încă, da. Da. Mergem mai departe cu Capricorn. Da. Zice că impresia că membrii familiei ți-au pasat ție multe din responsabilitățile lor este copleșitoare astăzi și poate duce la o stare de revoltă accentuată. Vărsător, deși nu vei avea răbdarea să observi că, ce se petrece în jur, tot vei avea ocazia să vezi că atitudinea ta față de anturaj provoacă reacții neașteptate. Pești. Sunt destule probleme care ies la iveală, cele mai importante, cele mai importante fiind legate de bani. Banii, banii ăștia sunt banii, 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 banii. Banii sunt foarte importanți. Sunt un lucru de care e indispensabil. Nu poți să stai fără bani. Sunt de evitat cheltuielile pentru că le faci fără socoteală. Da. Da. Trebuie să evităm, așa că mama ai grijă ce îți cumpere astăzi și câți bani cheltui, că zice aici în horoscop că să ai mare grijă că arunci banii degeaba. Pe fereastră. Și pe tu stăteai sub fereastră. Uite așa și... Și eu, dacă vrei, mami, pot să vin... sub fereastră și să arunci bănuții. Da. Da. Bibi,
Ce obiect așa, care a fost cel mai complicat obiect care l-ai făcut până acum și cât timp ți-a luat? Printre cele mai frumoase proiecte din care am făcut parte a fost să nu am construit ceva de la zero, dar am recondiționat. Timp de ani de zile s-au strâns pentru un club, că lucrez în domeniul barurilor, proiectoare foarte vechi de teatre, de... Na. Nu știu dacă vă dați seama, dar sunt foarte frumoase, sunt superbe, pline de tari și așa. Să reabilitezi astfel de... Da. De exemplu, eu le-am găsit când am ajuns acolo, le-am găsit într-un colț strânse, ruginite, vai de capul lor și am poze pe internet postate. Cu... Pentru că fiind foarte vechi, da, erau ruginite, foarte erau greu, foarte... să le faci ceva. Unul pe zi făceam. Wow. Da. Și a durat vreo o lună jumătate ca să le termin pe toate. Dar au ieșit superb. De exemplu, eu nu le-am vopsit pur și simplu. Puteam să dau cu un om oarecare, dădea cu vopsea și zicea nu se mai vede rugina. Eu le-am curățat până la metalul crud și apoi le-am dat cu un lac ca să rămână culoarea metalului. Și acum nu mai merg pe un bec care consumă enorm sau o lupă așa. Merg pe telecomandă, LED, și se schimbă intensitatea, lumina și au jocuri de lumină, au absolut orice. Da, au ieșit superb. Ce vreau, la ce ar trebui să înțeleagă lumea, că așa ceva nu poți găsi să cumperi. Adică da, mulți pot zice despre mine, băi, nebun, se apucă să iau un proiector și să îl curețe și să-l vosească, de ce faci asta? Pentru că așa ceva, dacă tu o să ai nevoie de așa ceva cândva, dacă o să ai și, nu știu, gusturi atât de bune, să alegi un proiector old school, frumos, vechi, de la mama lui de acum 100 de ani și așa. Făcut din niște oameni care țineau la detalii. Pe mine mă uimește că are mii de șuruburi în proiector, cu toate că ele nu folosesc la mai nimic. Sunt pur și simplu de design. Că arată foarte bine. Să arate metalic, să arate... Da, da, să arate mult mai interesant decât da, un alt... Bine, când vine vorba de lumini, eu am făcut foarte multe lumini. Am avut și un studio foto, am făcut la un moment dat un proiect cu cineva și am făcut luminile mai toate de la zero. Care pe lumea asta pe care nu l-ai făcut? Nu știu. Dar dacă aș sta să vă povestesc cam tot ce... Păi ia toate povestește-le așa, ce faci. Dura, nu. Bine, nu știu, să zicem, nu știu, printre primele chestii care eu le-am construit, de exemplu, de la ce a început toată joaca asta, a fost când eram mic. Eu nu aveam, na, jucării sau... Nu erau foarte speciale jucăriile mele. Și ai început să-ți confecționezi? Da, am început să le fac. Și am început să fac, de exemplu, din două mașinuțe, făceam un monster truck, care niciun copil n-avea așa ceva. Adică, până la urmă, tot eu care, na, zicea, băi, le desfaci, le rupi. Dar din mâinile mele ieșea o mașină care toți visau la ea, sau... Deci era ceva superb. De exemplu, superb. Când erai mic, demontai mașinuțele și le, le făceam montai la loc, da, altfel? Altfel, da. Le transformam, le îmbunătățeam cum ar veni. Eu le demontam și le lăsam așa. Da. Nu mai reușeam să le... Și multe alte jucării le imitam și ieșeau chiar mult mai bune. De exemplu, nimeni n-avea lift care cobora de pe șifonier. Era o cutie de medicamente și avea un motoraj. După niciun copil. După o pauză de publicitate, vreau să ne povestești cum era cu liftul ăsta de urcai și coborai pe șifonier. Pauză și revenim cu... povestea. Am revenit în direct în ultima parte a emisiunii de astăzi. Andreas. Aici sunt. Și că a fost cu tremur. Și că a fost cu tremur mai devreme, nu, nu l-am sigur simțit, că nu ne dar nu suntem siguri 100% pentru că nu ne funcționează internetul de o jumătate de oră. Nu știu de ce. Probabil că asta e una dintre cauzele pentru care nu funcționează internetul, s-a zgudui puțin rețeaua de internet și da, nu știu, a căzut dar netul. Nu suntem siguri. Da. Nici telefoanele nu mai funcționează, nu știu ce se întâmplă. E o... o e o chestie, astăzi. o aia, bine că l-am Bibi pe lucrează, aici, Bibi lucrează. Care să ne... De exemplu, mă folosesc și până și de o cataramă veche de la Ucraina, adică da, am găsit o... Am un borcan în care arunc toate piesele care le găsesc.
Am înțeles. Și o să folosesc pur și simplu, nu știu, să dea un aspect așa, un vechit. O să vedeți că o să iasă... Să nu te accidentezi. Apropo de chestia asta și cu aspectul vechi și cu faptul că tu lucrezi într-un club în centru vechi, am fost în... Într-o seară trebuia să merg la o chestie mondenă și am greșit eu locația. Eram aranjat așa frumos de seară, cu roche, de bambu, știi? De club de fițe eram aranjată cu încă cineva și greșim locația. În loc să ajungem la petrecerea mondenă, ajungem într-un club din centru vechi, care era parcă dintr-o altă lume. Când intram înăuntru, deci toată lumea era arătat de ciudat, dintr-o altă lume, înțelegi? De ce? Erau, pentru că era un club, nu, să nu-mi dai numele, că tu știi care, Bibi, despre ce e vorba. Un club cu bicicletă înăuntru, cu fete îmbrăcate ca pe timpul naziștilor, așa arătau ei la fel. Și când am intrat, zic, Doamne, unde am nimerit? Nu se poate. Petrecere tematică. Și ei se uitau ciudat la noi și speria și ei de noi și noi la ei zic, aole, ce e? O să-ți dai seama că nu neapărat că este o petrecere tematică, dar lumea cluburilor din România se schimbă foarte mult și lumea se axează, adică își fac, nu devin clienții casei, doar clienții casei a unui loc, sunt atrași de, nu știu, clubul are o personalitate. De atmosfera are, da, care este acolo și de și oamenii atunci, care da, vin. Că și, de obicei sunt clienții de exemplu, stabili. Aici. Asta e foarte tare, pentru că până acum nu se întâmpla la noi. De exemplu, te duceai într-un club și era un haos total. Atâtea mentalități diferite și de-aia devin sau apar scandaluri sau tot felul de discuții. Normal te duci într-un bar să socializezi. Și de preferat ar fi să găsești oameni ca tine sau cu, na, cu același țel sau cu... Indicat este ca și prietenii pe care ți-ai alegi să fie la un nivel... Și asta e foarte bine. Noi având foarte multe baruri acum... Ai de unde alege. Da, ai de unde alege. Și încep să se... să fie selectate, cum ar veni. Ei nu se mai selectează clienții, nu mai este nevoie de selectarea clienților. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar înainte la ușă te oprea cineva și da, nu, se selectează singuri, da, știi? Se selectează că îți dai singur. Seama imediat când te duci într-un loc dacă ești potrivit pentru locul ăla sau nu. Și atunci dacă nu te simți nepotrivit, nu te mai duci. Cum am intrat eu îmbrăcată de cu totul de un club de fițe într-un club care era din anii 40 ceva de genul. Deci toată lumea era așa, dar nu era o petrecere tematică în seara. Dar așa erau îmbrăcați toți care veneau în clubul respectiv, știi? Și arătau, ți-a zis, și până și, nu știu, fumau într-un anumit fel, așa, exact ca pe vremurile alea. Nu știu, mi s-a părut așa ciudată toată treaba și am fugit imediat. Te-ai speriat, ca da, să zic da, așa. Da, dar și ei de mine când m-au văzut. S-au speriat și ei de tine, da. Zis, mă, cum se zicea acolo, toată lumea era oldies, tu erai foarte, foarte trendy, ca să zic așa. Da. Uite, aș putea să arăt ce am făcut până acum, de exemplu. Chestia asta, așa. Aceasta o să fie o prindere, care e pur și simplu dintr-o sârmă de cupru, tot așa. Tot este... Inclusiv unii ar zice gunoi. Dar, na, să vedem ce, dacă vă place ce fac din ea. Încă pe spate am lăsat să se vadă cimentul, pentru că este o scândură de pe un șantier, deci e un gunoi, cum ar zice unii. Pentru mine nu e. E ceva foarte frumos și chiar prețios. Acum... O să-i prind prinderea, care are nevoie de curling. Bine, de fapt, stați, că nu știți despre ce e vorba. O să vedeți mai încolo de ce are prindere. N-ai vrut să ne spun ce face acolo, da. Dar... Sper să vă placă și să vă facă să încercați așa ceva. Adică o să vedeți la mine cât a durat să fac una. Eu aseară am mai făcut una, ca să vă fiu sincer, și o să vă arăt. Că am vrut să fac o încercare înainte de a veni aici, să fiu sincer. Dar poate dumneavoastră o să alegeți. El sunt face total probe diferite. Înainte ca să fie sigur clar că este ceva frumos. Și foarte bine, așa plus de asta mă ajută foarte mult să vă dau un exemplu, că ține de imaginația fiecăruia ce o să iasă, adică în ce fel sunt puse toate elementele. Elementele, da. Și ce culori sunt folosite. Da.
Haideți să vă mai citesc o știre pe care am sărit-o puțin mai devreme la revista presei. Este vorba de Papa Francisc și de declarația șocantă pe care a făcut-o despre păcătoși. Că tot ia să vedem. La prima oră de blesteme. Și asta e un mare păcat. Ci că să fie aruncați în mare cu o piatră legată de gât. Păcătoșii. Păcătoșii, uite. Papa Francisc a ținut o prelegere în care a taxat dur păcătoșii care donează bisericii bani furați de la stat, propunând o pedeapsă biblică pentru aceștia, ceea ce a iscat numeroase controverse. Papa Francisc, cunoscut ca un suveran pontif umil și jovial, a iscat controverse în întreaga lume după ce a făcut referire la o pedeapsă dură pentru păcătoșii care nu se căiesc și se ocupă cu înșelăciuni, incluzându-i aici și pe cei care se prefac buni creștini și dau bani bisericii cu o mână, iar cu cealaltă fură de la stat. Astfel, Papa a citat din Evanghelia după Luca un pasaj în care Iisus susținea pedepsirea acestor păcătoși prin înnecare, adică să fie aruncați în mare cu o piatră legată de gât. Și Iisus a spus că ar fi bine pentru păcătoși dacă o piatră de hotar le-ar fi legată de gât și apoi ar fi aruncați în mare, a spus Papa citind din Noul Testament. Fără să facă o referire directă la corupția din interiorul Bisericii Catolice, Papa i-a descris în predica sa pe toți cei corupți ca fiind frumoși în exterior, dar în interior plini de oase, moarte și putrefacție. O viață bazată pe corupție înseamnă putrefacție, a mai spus suveranul pontif. Presa internațională notează că declarațiile au stârnit adevărate controverse în întreaga lume, dar și încă de la începutul mandatului său, Papa Francisc a promis că va elimina corupția din sânul Bisericii Catolice. Deci, da, o decizie puțin cam dură, ca să zic așa, dacă mai fi întrebat pe mine, e puțin cam dură decizia asta cu aruncatul cu cărămida. Nu este o propunere, nu este încă o decizie, dar nu se știe când vor da, că până la urmă el hotărăște și în Biserica Catolică și la Italia, nu? Da, da. El, dacă el spune ceva, așa va fi, nu? Da. Tu ce părere ai, Bibi? Eu nu sunt religios. Nu? Deloc. Și ateu? Da. Cred în ceva, dar nu în ce se arată. Și eu gândesc la fel, adică și eu cred în ceva divin și știu dacă e prea mult spus, numit o putere. Ceva mai mult decât mine. Ceva, exact. Care mă poate ajuta. Cred în sau ceva care ajută la gândurile noastre. Da. Deși să știi că atunci când merg la biserică, am mai spus lucrul ăsta, când ies de acolo mă simt foarte, foarte ușurat și descărcat de niște probleme, ca să zic așa. Uite ce lucru interesant a ieșit din o sticlă veche. O chestie, asta. Da. Am terminat. Ce reprezintă? Deci este o vază flori. Care o vază. Poate fi agățată pe perete, pur și simplu. Adică, foarte tare. Da. Foarte nu știu, mi se pare, dacă poate. Mie îmi place foarte mult. Da. E foarte interesantă. Interesantă pe stilul old. Și by ce ați făcut ieri este aceasta. Da. Și am folosit două culori total diferite, nuanțe total diferite, adică se poate vedea că puteți face... Da. Foarte... Foarte frumoasă. Și frumos. Se poate agăța pe perete. Aceasta chiar are, de exemplu, o poți pune la ușă cu florinii asta să... Bibi, vine și să cu decorul. Să prezentăm și... Uite. Florile. Uite ce... Și, de exemplu, o poți avea la ușă. Și nuanța... Și aici agăți cheile. Dacă am avut niște chei. Da. Deci am pus și un curlic pentru chei. Pot fi mai multe sau... O idee foarte bună asta cu toată cheile. Prin... Este un obiect de decor, dar totuși te poți folosi de el. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Cheile nu trebuie ținute la vedere în casă, că nu știi când cineva... Apropo de chei, să vă zic una ta. Apropo de hoți! Da, hoții ca hoții. Într-o vară mi-am pierdut cheile de la casă. Și nu aveam unde să dorm în momentul ăla. Și le-am uitat într-un market la casă. Am asta aminte a doua zi dimineață. Am stat pe bancă cu niște prieteni, am vorbit, am povestit, am așa. Și la un moment dat ne-am îndepărtat de locul de unde am stat și am vorbit.
Și m-am întors și pe bancă, după ce am realizat că nu mai am cheile de la casă, pe bancă locuia un, locuia un domn al străzii, deja se instalase, dormea. Și m-am dus și zic, mă scuzați că vă deranjez. Zic, am pierdut niște chei. Sunteți amabili să vă ridicați din patul dumneavoastră de la, din aer liber, să vedem dacă mai există în zonă. Și l-am dat pe om la o parte, m-am învârtit, m-am întors, am mers kilometri pe jos, am parcurs din nou drumul pe care știam că l-am făcut înainte să pierd cheile. Și bineînțeles că nu le-am găsit, mi-am adus aminte a doua zi că cheile mele sunt într-un market. Deci era foarte târziu când am realizat eu și era închis market. Ai primit un mesaj cumva și cineva mă compară cu două personalități din România. Da. Cu da. Cine mai exact? Cu Jean de la... A zis că ești ceva între Jean de la Craiova și Doru Yoga. Și Doru Yoga. Nu cred. Da. Numai cu da, mine nu se mai... Așa a zis... Da. Jean de la acum... Craiova. Un prim plan cu fața mea, să vedem dacă semăn cu Jean de la Craiova. Da, în șecătură semăn cu Andreas mai mult. Poate... Cu Doru Yoga? Cu Andreas Costache, iată. Pe Andreas Costache îl cunoașteți? Eu sunt. Nu semăn cu nimeni. Nu știu, m-a confundat. M-a... Probabil că așa se vede la televizor. Am o surpriză pentru tine. Da? E o dedicație specială pentru tine. Ah, vrei să ne cânti? Că... Da. Vrei da, să-mi cânti melodia da, care da. Place mie? O să-ți cânt piesa pe care o cânt cu Cristina Spătar. Poate într-o dimineață își face și ea timp și vine și la noi la matinal. O să o trag așa de, de mâne, că știi, hai! Mai amână surpriza să încheiem cu ea, că așa e frumos, bine, să încheiem cu dacă melodie. Să până atunci, hai să-ți mai spun eu așa, să-ți... Ia spune-mi. Știrile, uite, de prin Cancan, că nu, Cancan n-am răspăit astăzi. Funcționează internetul? Vorba de doi frații români care au recreat special pentru mama lor mai multe momente surprinse, instantanee, făcute în urmă cu 20 de ani, unele dintre ele foarte caragioase. Cei doi români care au avut... au vrut să-și impresioneze mama cu gestul lor, au reușit chiar mai mult decât și-au propus și se pare că toată lumea le-a dat like pe Facebook. După ce au recreat la Indigo mai multe poze din copilărie, unele dintre ele, dintre cele mai caragioase, altele din diverse excursii, aceștia și-au lăsat nu doar mama fără cuvinte, ci și internetul. Foarte frumos din din partea acestor copii. Da? Iată, avem și avem imagini cu pozele făcute de-a lungul timpului. Au făcut ei așa un colaj. Știi? Da. Tu mai ai poze de alea cum erau înainte, făcute cu aparatul? Da, am foarte multe poze și de când eram bebe și aveam niște bucle așa mari. Așa. Am niște poze foarte, 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 foarte vechi. Am poze, foarte multe cu mine. De ai și alb negru? Da, 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 am și alb negru. Nu foarte alb negru, pentru că în perioada când eu eram mic, deja apăruseră aparatele fotocolor. Asta e foarte adevărat. Eu, de exemplu, nu am nicio poză scoasă, pentru că am doar 23 de ani. Nu am nicio poză scoasă. Totul este pe internet. Pe internet. Sau în calculator. Da. Foarte da. Puțin în calculator. Le țin direct pe internet. Cred că 15 ani, așa, 16 ani, nu am mai făcut nicio poză pe care să o developez, cum, da. cum se făcea înainte. Tot timpul pierd poze. Tot timpul pierd poze pentru că mi se strică laptopul sau mi se strică... Da, l-ai văzut mi se strică mai bune sursa de internet, pe știi? Da. Pe... Și uit să le salvez. Da, ori claritatea lor se duce exact, cu timpul. Exact, dacă da. O tot muți. În ziua de astăzi nu mai stăm să ne mai developăm pozele, pentru că e mult mai ușor să, dacă vrei să arăți prietenilor ce poze ai făcut la o petrecere sau o idee foarte călătorie bună. Sau undeva. Da. E o idee foarte bună să fac niște rame foarte frumoase. Poate da. Nu fac să... Da, da rame pentru da. Poze, da. 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 Foarte eu vreau nou. Să, mai nou acum, vreau să scot niște poze cu bebe, am un bebe în familie pe care îl iubesc enorm de mult, este foarte mic și am niște poze foarte, foarte interesante făcute de un
fotograf profesionist, special pentru a le pune ramă. Că ne-am obișnuit să arătăm prietenilor poze pe laptop sau pe calculator și să nu mai avem prin casă rame cu pozele celor dragi, cu... Da, și eu rămân uimit. Avem un... o chestie foarte mare plină de poze. Cu tata, cu plete și cu pantaloni evazați. Și, sunt și geniale. Părinții mei la fel strâng... strâng, au și, până și ziare cu mine când am mai apărut prin ziare. Au fel și fel de... Vezi, oameni care au trăit epoca asta a pozelor, că tot vorbim de poze, a pozelor developate, păstrează astfel de poze. Eu nu am nicio... Dacă mergi la mine acasă, nu la părinții mei... Scriau data foarte frumos. Da. Dacă mergi la mine acasă, nu găsești o poză la mine în casă. În schimb, dacă mergi la părinții mei și intri în arhiva lor acolo, găsești teancuri de poze. O să aduc într-o dimineață niște poze. Da, chiar să le aduc. Chiar bunica mea avea, deci ce mi s-a părut foarte frumos, în bucătărie avea pe un blat, a pus pozele foarte frumos și apoi a pus un blat de sticlă peste. Și avea tot timpul pozele la vedere. Asta mi s-a părut genial. Știi că întotdeauna prima poză cu copilul e zicea cu bebelușul dezbrăcat, așa pe burtă, pasă, da. Nu? Da. Da. Sau pe spate cu manțocăria în sus, ca să zic așa. Da, astea sunt primele poze care se fac. Uite ce ten avea. Da, exact. Da. Uite ce piele frumoasă are. Haideți să vă mai citesc o știre din cancanul de astăzi. E vorba despre Domnica Cemortan, tânăra din Republica Moldova, care a avut o aventură cu capitanul vaporului Costa Concordia. Ea a făcut mărturisiri de incendiare despre relația lor. Știți că vasul se scufunda și capitanul mânca. Fugea. Nu, el mânca cu ea, știi? Fii atent. Domnica se afla pe puntea vaporului Costa Concordia alături de capitanul Francesco Scretino, când, mai bine Cretino, îi se potrivea mult mai bine. Mai bine Cretino. Da. Când a avut loc naufragiul în care 32 de persoane și-au pierdut viața în decembrie 2011. Tânăra lucra pe vapor ca ghid turistic și traducătoare pentru turiștii ruși. Iar între ea și capitanul navei a început o poveste de dragoste. Domnica spune că a mâncat împreună cu Francesco în noaptea naufragiului. Ea susține că nu s-a întâmplat și alte chestii, dar s-au sărutat și ei și la două noaptea era la el în cabină. Înțeles să mănânce împreună. Capitanul poreclit, capitanul fricos, pentru că a încercat să fugă de pe vaporul care se scufunda, este arestat și acuzat de ucidere din imprudență și ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare. Vremuri erau mult mai drastice pedepsele pentru capitanii de vas care fugeau sau părăseau vasul, știi? Ei trebuie să moară primii, că așa e, la datorie, știi cum e? Da. Dar el, la ora când, ți-am zis, se scufunda vaporul, el mânca așa, cu poftă, împreună cu Dominica sau cum o cheamă. Își luau prânzul, ca să zic așa. Nu. Luau cina. Nu, eu ăla-i desert. Era două noapte, așa, da, luau desertul. Luau desertul, da, am înțeles. Târziu, desert târziu noapte, în cabina lui. Da. Și nu făceau nimic altceva, bineînțeles. Nu, cum să gândiți că făceau altceva decât că își serveau desertul? Exact. Da. Înainte de culcare, da. Desertul nu e bun noaptea. Și vezi, ispita care a fost ea, ispita a scăpat nepedepsită, vezi? A scăpat nepedepsită. N-ar trebui pedepsite și ispitele? Aș fi vrut să folosesc un apelativ la adresa ei, dar e prea dimineață. Dacă era Serghei Vizil acum, sigur îl folosea. Da. Uite ce ți-e cu ispitele astea. Deci nu vă lăsați duși în ispită. Mare grijă că mâine începe postul. Lăsați. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, oameni buni. Mâine începe postul Crăciunului, nu? Nu, al Paștelui. Al Paștelui, da. Logic, al Crăciunului. Să nu fac vreo bombă, că eu nu sunt cu posturi, cu... Nu mă pasionează foarte. Bibi, tu ții post? Nu. Ai ținut vreodată? Nu. Nici eu cred că religia nu este pentru oamenii săraci sau de clasă medie. Este pentru cea, nu știu, oamenii bogați, care nu au griji, care pot ajunge să aibă griji. Nu e așa. Vezi, așa religia cred. E mai mult pentru oamenii săraci, că ei nu mai au alte șanse în ce să creadă sau în cine. Să știi că, uite, postul este exact pentru oamenii săraci. Pentru că în post mănânci... Dar stai puțin, că nu e așa, e mai scump să mănânci de post. Da?
E același lucru ca și că atunci când mănânci cam de regim, înțelegi? Și e mult mai scump. Înțelegi ce zic? Atunci oameni da, nu mai țineți post. Dacă e așa scump. Nu, fiecare poate să facă ce vrea, fiecare ține post sau nu, dacă dorește. Un om care se gândește zilnic la ce să mănânce sau la ce să facă sau are griji tot timpul, niciodată nu o să poată să fie calm și să se regăsească. Da. Un om bogat care are tot ce vrea și zilnic el nu se mai gândește, cu toate că nu, de exemplu, nu mănâncă în fiecare zi, cum vedem în televizoare, fructe multe pe masă sau așa. Pur și simplu el nu mai dorește, pur și simplu ajunge să fie... Na, sau, cum e chestia aia cu zen, știi? Da, ajunge da. Să fie calm și să se gândească la ce vrea el, să creadă în ce vrea el și tot așa. Da, un om sărac niciodată nu o să poată să ajungă să facă asta. Numai din dorința aia disperată și așa, așa nu ajungi să fii calm și să te regăsești. N-ai cum. Deci religia nu e pentru oamenii săraci. Da. Pentru că în general oamenii săraci au și stres. Eu nu sunt foarte deștept, dar gândesc logic, știi? Adică da. N-ai cum. N-ai cum. Oamenii săraci au și... Au nevoie oamenii săraci de religie. Da. Mai mult decât cei bogați. Da. Dar nu păi da, pot așa avea. Ziceam și eu, că nu au da. Altceva. Au nevoie, șanse. Dar să ajungă să creadă în ceva. De exemplu, chestiile astea spirituale și așa sunt adevărate. De exemplu, drogurile. Nu vreau să vorbim neapărat despre droguri. Nu am o legătură foarte mare cu drogurile. Dar drogurile te duc într-o stare în care poți ajunge fără ele. Dar ele te estompează, te țin pe loc ca tu să nu poți evolua ca om, să ajungi să poți să ai trăirile alea. Pur și simplu asta fac drogurile, de-aia sunt libere. Da, deci, da, din păcate. Da. Mai bine să ne ține departe de aceste, Doamne, da. Ferească Dumnezeu, că ați văzut ce se întâmplă. Nu, dar sunt, ele tocmai de nu sunt bune. Nu sunt bune drogurile pentru că nu... Nu sunt bune nu deloc, sunt bune. Nu deloc. Așa, ceva, nu aduc fie... niciun favor. Da. Ca să zic așa. Mulți prieteni au fost nici, distruși pur și simplu. Da. Cum de altfel nici alcoolul nu este da. o licoare de consumat. Așa poate ocazional și cu limită, dacă tot o facem. Da, știu că, de fapt nu știu, mă bucură foarte tare că s-au închis shop-urile astea cu și fel de nenorociri. Da. Dar mulți au intrat în spital și... Da, știu oameni care, oameni din fața blocului de la mine care foloseau astfel de prafuri, de nu știu cum să le numesc, și aveau pur și simplu găuri pe corp din cauza rănilor, din cauza de la astfel de stupefiante. Deși erau legale. Atenție. No. Erau legale. Da. E bine că s-au închis și că nu... Că nu mai sunt legale. Mai sunt legale exact. Și că nu mai pot fi cumpărate așa de orice cetățean al acestei țări. Pentru că erau inclusiv copii de școală, de liceu, de care în primul rând copii erau. În primul rând, da. Am văzut la un moment dat un material cu doi băieți care consumau astfel de prostii, ca să le numesc așa, și ca să se realizeze materialul ăștia le-au dat bani, da? I-au plătit. Și ei s-au dus pe partea cealaltă a străzii de unde s-a făcut interviu, era un astfel de magazin. Și s-au dus și au cumpărat o doză de prafuri de genul ăsta și le-au... introdus în vene. Aoleu, nu mai știu, gata. Da. Bine că s-au închis și că nu mai există așa ceva. Da. Asta e foarte important. Da. Bibi, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. Să mai vedem o dată ce minunăție ai făcut. Da. Să reamintim telespectatorilor că tot ce vei face tu până la de sărbători, le vom da telespectatorilor care ne vor suna... Desigur. Le vom da cadou de sărbători. Da, ne puteți scrie chiar și pe Facebook. Dimineți cu tot ce vrei într-un cuvânt sau Sofie Matei da, Facebook, Andreas Andrei Costache sau Omul Bun la aproape toate, aproape toate. La aproape toate da. Și ne puteți scrie acolo o părere despre ce realizează Bibi în emisiune și sau cea mai frumoasă părere sau cea mai frumoasă sugestie da. Va fi premiată cu unul din minunatele obiecte pe care Bibi le confecționează da. În fiecare dată. Nu uitați, de săptămâna viitoare vom începe o anchetă
privire la mafia imobiliară din București, mai ales din sectorul 4, deci fiți cu ochii pe noi. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit astăzi. Ne revedem mâine dimineață la ora 8 și acum pe final, Andreea, să-i zici că-mi cânti. Da, îți cânt piesa care îți place ție cel mai mult. Să-mi aduci dragostea. Să-mi aduci dragostea, Andreea. Să-mi aduci dragostea. Să cânt. Salinare, încercam să-ți dau o floare. În ziua în care m-ai văzut, aveam ceva de făcut. Când te-ai apropiat de mine, am simțit cât mi-e de bine. Și-aș fi vrut să nu mai pleci, lângă mine să trăiești, să mă porți mereu cu tine, să faci dragoste cu mine. Și eu lumina să-ți fiu, să-ți aduc bucurie târziu. Să-mi dai viața, să-mi dai viața și să ne înconjoare dragostea. Momente bune din viața mea, sunt și clipe în care ți-aș da tot ce am mai bun pe lume, da, iubito. Sunt momente bune din viața mea, sunt și clipe în care ți-aș da tot ce am mai bun pe lume, da. Suntem împreună acum și am să-ți dau tot ce am mai bun. Să-mi fi soare, să-mi fi lună, să fi ca o zână bună. Eu să fiu lumina ta și tu să fii umbra mea. Dragostea să ne întărească, nimic să nu ne oprească. Și-aș fi vrut să nu mai pleci, lângă mine să trăiești, să mă porți mereu cu tine, să faci dragoste cu mine. Și eu lumina să-ți fiu, să-ți aduc bucurie târziu. Să-ți dau viața, să-mi dai viața și să ne înconjoare dragostea. Am să-ți dau tot cea mai bună. Să-mi fi soare, să-mi fi lună, să fi ca o zână bună. Eu să fiu lumina ta și tu să fii umbra mea. Dragostea să ne întărească, nimic să nu ne oprească. Și-aș fi vrut să nu mai pleci, lângă mine să trăiești, să mă porți mereu cu tine, să faci dragoste cu mine. Și eu să-ți aduc bucurie târziu. Să-ți dau viața, să-mi dai viața.